că boys astăzi găsim toate secretele de la jocul cu veverița cu pistol, boys. Da, domnurița are o grămadă de secrete și haine noi pe care putem să le găsim, boys. Da, putem să-l facem pe domnurița kill, boys. Da, efectiv îi dăm blana jos, îl tungem în curul gol. Și pe lângă asta putem să-l facem invizibil. Da, boys, sunt multe alte secrete care ascunde jocul ăsta cu domnurița, așa că astăzi împreună cu voi, boys, și cu domnul Albina, domnul Alunăriță, găsând toate secretele lui, boys, nu se poate. Așa că, boys, dacă vă place jocul cu veverița bulundă cu pistol, nu uitați să dați drumul de like și... Hai, boys, să vedem ce secrete găsim în jocul cu Aluna. Aluna, mă, veverița bulundă, dar nu se poate. Boys, avem aici noul scaun de pe canal. Bună ziua! Ui, ce scaun frumos, băi, dui, domne, ce se întâmplă, boys? Domnul scaun nou l-am cumpărat pentru că, da, scaunul meu vechi s-a rupt, boys. Efectiv, ce se întâmplă cu scaunul meu vechi? Da, boys, după cum puteți vedea, scaunul ăsta legat în funie, ajutor. Ce se întâmplă cu el, săracul, numai el știe. Efectiv, îi rupt. Da, asta a fost situația scaunului meu de la prea multe jocuri horror, când m-am sperat că aproape aș sări pe spate. Așa că, da, încă păstrez scaunul ăsta ca să-l folosesc la jocuri horror când mă joc și sar pe spate ca scroafa, pentru că dacă sar și pe ăsta, se rupe în două zile, boys. Așa că, da, boys, când jucăm jocuri puțin mai nesperioase, care ne face să sărim, o să folosim ăsta, dar scaunul de test, bolun, săracu, nu iese la pensie. Nu, aici rămâne cu noi, boys, o să-l folosim până efectiv să rupe de tăt. Da, boys, hai să ne vedem la jocul cu veverița cu pistol, așa că hai să începem, boys, secretele bolunghe. Bună ziua, domnurițe! Ce faci, domnurițe? Ești bine? Nu vine să cred! Ia că-te! Da, nu știi ce, încă e îmbrăcat în rochie, dar hai să vedem ce mai găsim astăzi pe oraș, boys, pentru că am terminat jocul cu domnurițe! Mi se pare prea amuzant cum fuge cu rochia, dar astăzi am zis să găsim ceva secrete, câteva haine care nu le-am găsit până acum, rupem gâtul la oameni, jefuim oameni, boys, astăzi ne distrăm că orașul e a nostru, boys, am cucerit orașul și am bătut toți agenții, boys, dar da, încă sunt câțiva agenți în oraș, așa că, boys, prima bucată de haine care n-am luat-o până acum e asta. Deci ia să vedem ce avem aici, Chipmunk, oi, culoare nouă la beveriță, ioi, parcă e mânșită cu... Ia, tu ce te uiți, mă? Cap de gogoșă! Ia ce păr are, moșulică! Hopa, moșulică, ai perucă! Fai, băi, urâtă pielea asta, boys, parcă efectiv îți mânjit cu caca. Da, o punem înapoi pe aia la data viitoare, dar hai să vedem ce mai avem pe aici. Bună ziua, mama care fuge, mi-a fost dor de tine, nu mi-a fost dor de ea, boys. Avem elicopterul, boys, dar n-avem destul să-l cumpărăm, așa că, boys, ce facem? O să mergem să luăm elicopterul din partea alta de la turn, o să explorăm orașul cu elicopterul, să vedem ce secrete ascunde orașul ăsta, dar știu că aici în casa asta este un domnișor, boys. Nu se poate, ascuns în camera asta secretă. Da, nu e așa secret, boys, dar nu știu ce să-i fac prima oară când mi-a jucat. Ia că-te-l, îl doare spatele pe moi, mă, nu mai poate. Oh, nu se poate, vrea să facă sală, ce se întâmplă aici? Da-și, mă, bolundule. Domnuriță, trebuie să-l ajutăm, mai înțeles? Yes, ok. Hai să-l ajutăm pe domnul, cred că are nevoie de un masaj la gât, boys. Opa, rupe gâtul și, bă, să vedem, să simte mai bine. Opa, ia, dă din cap, bună ziua, domnuriță, ți-ai făcut treaba. Și, cred că, da, boys, e mai bine. Și acum am luat toate lunele din partea asta. Bine, bă, boy, bagă-l pe grumaz. Wow! Domnuriță, de ce fugi într-o... Bă, ce are veverițoiul meu, mă, fugi într-o parte, bolund. Ok, ați văzut? Fugea într-o parte pentru câteva secunde, o bolosă la cap. Hai să vedem, bă, boys-i! Ce să mai ascunde pe aici? Nu se poate, ce haine a dat! Moi, mă, deci nu se poate, moi, mă, asta încă fuge! Hai să ne sunăm, veveriți o mașină, boys! Să mergem să luăm elicopterul! Să găsim alte secrete, boys! Bună ziua! Ui, mamă! Ok, boys, nu se poate, mergem pe aici! Poate, poate pe drum mai vedem câteva cutii cu haine care nu le-am luat până acum, dar... Sărim, că acum nu mai avem bariere! Sar, boys! Domnuriță, cum conduci, mă, bolun de veveriță? Ok, veverițele nu au permis de conducere, deci îl iertăm pe domnul... Bă, da, iară-te marginale, boys, nu contează!
Sărim jos, bună ziua. De fapt, nu. Vreau să sar și eu de la 1000 de metri depărtare cu mașina. Așa că hai să ne luăm elan. Bună ziua, domnuriță. Bagă-i! Miau, bum! Bine, săracu! Ba! Ok, e bine, boys, e bine. Calma cu mașina ca scrofa. Hai să merem în apă! Repede! Ieși! Perfect! Hai să luăm avionul de aici, boys, neapărat! Fugi, Riță! Bă, mi se pare prea amuzant cu fugi cu hainele astea, dar... Bă, trebuie să găsim toate hainele secrete din oraș. Opa! Luăm ăsta de aici. Ăsta ne dă să putem să dăm mai mult reload. Oh, nu! Ia repede avionul, boys! Doamnuriță, suite! Așa! La revedere, mamelor! Hai să mergem! Bun, bă, îs curios ce se întâmplă dacă urcăm sus de tăpăturn, boys, pentru că când ne-am bătut cu boss fight, boss-ul ăla cu elicopterul, efectiv n-am putut să urcăm, boys, până sus. Am fost într-un loc cu lavă, ne-au teleportat în habar n-am, jos de tot. Hopa! Acum putem merge pe oriunde, fără să ne mai intereseze. Ia, ce e aici? Ne trebuie 500! Ce e asta, 500 de alune? Gold! Ne facem veveriță de aur, domnuriță, de la veveriță de caca! Bun, boys, dacă strângem 500, veniți să ne luăm! Hopa! Un nou outfit! Bă, stai! Bă, ce mă? Ce scapă asta din ceapă, boys? What? Ce scăpățânie? Din ce au cap gigantic? Fura luna, doamnuriță! Hai da! Ok, pe lângă asta, boys, cu elicopterul putem să tungem oameni, așa că hai să ne dăm o frizură la capetele astea bolunde. Tunge-i! Tunge-l, help agent! Fai freza la baboi! Bum! Fai freza, doamnuriță! Vezi că te pușcă! Așa, pune-te pe capul lui, mă, bolu... Nu vrea să-l tunde, boys! Au, mă, pușcă, fugi! Nu! No! De ce să ai cap gigantic? What? Ok, hai să mai punem întrebări, boys, orașul ăsta deja e ciudat, cu nori de veveriță în față, uite-te! Opa! Ce îi ai? Un inel! Oh, nu cred! Ochelar de aviator! Perfect, boys! Pentru că suntem aviatori, domnuriță! Da, uite, nori în formă de veveriță și de alune, boys! Da, e foarte fain orașul ăsta, nu-i ciudat deloc, boys, sigur, e un oraș complet normal! Bună ziua, doamnul! La revedere! Ce vrei, vezi, te tund? Hai da, adă-ți un soare, bă, boy! Chel, oi! Bă, mă da jos de pe... Au, nu! Boys, mă da jos de pe... să tușesc! Ce face, mă, moi, mă, asta? Mă da jos de pe avion! Ok, la revedere, bă, boy! Ce se petrece aici? Ok, nu mai este nicio bucată de haină nouă! Este aici, boys! O bucată de haină nouă! Mergem să luăm! Nu se poate! Piedică! Cu slow motion! Și fură-le agheu! La revedere! Boom! Aruncă agheu și ia celălalt! Ok! Noapte bună, agentule! Unde fugi? A, fuge să iei... Bă! What? L-o teleportat în mâna lui! Dar noapte bună, baboi! Până iei tu agheu, crezi că te pui cu domnuriță? Oh, mulțumesc pentru alună? Ok, boys? What? Mulțumesc! Wow! La revedere! Ia-ți și aici, propeller beanie! Nu cred! Șapcă balonda, boys! Bă! Bă, dar parcă trebuia să învârtă aia, boys. Dar cred că dacă bate vântul sau fugim, nu se învârte. Bă, e o șapcă care e copil, boys. Îți bine, boys, dar bă, trebuie să schimbăm sincer blana asta de caca, boys. Domnurița e gri, boys, nu-i... Uai, nu e alb, boys, nu e alb. E gri, domnuriță, e gri, așa, mulțumesc, e mai țanțuș, nu se poate. Culoarea lui originală, bună, bă, boy. Bă, măcar culorile de pe șapca aia merge cu rochea noastră. De ce poartă domnuriță o roche încă? Pentru că ne-am găsit altceva, boys. Așa că, hai să mai găsim haine, balunde. Ok, hai să urcăm să vedem până unde putem să mergem cu domnul Rizaitzer sus. Ok, văd aici ceva, boys. Hopa, niște haine. Bune, am văzut că a trecut o rachetă pe lângă noi. Sper că suntem ok, boys. De ce? Cine aruncă cu rachete? Ok, hai să mai punem întrebări, boys. Deschidem aici acest container. Albino! What? O blană nouă? Ok, am văzut că are ochii roșii. Ce-i asta, mă?
îi posedat, domnuriță! Ok, albino de obicei sunt variante de animale care au ceva mutație genetică, boys, care îi transformă, adică îi face să fie complet albi. Până și pielea, există la fel și oameni care suferă de condiția asta albino. Adică nu suferă, e efectiv o condiție care sunt tot albi, au părul alb, sprâncene albe. Dar și animalele la rândul lor, dar la animale, de obicei au ochii roșii. Când sunt albino și absolut tot sunt albi. Există și crocodil, dacă nu mă înșel. Efectiv, albino, crocodil, albino, toate felurile de animale albino, boys. Deci da, se pare că și domnurița are blană de albino. Un mic trivia, boys, niște micuțe informații despre ce înseamnă albino, boys, dacă nu știați. Dar ce nu știam noi este ce se întâmplă dacă terminăm pasărul din casa horror, boys. Dar înainte de toate, ia să vedem, a luat asta de aici, nu mai țin minte. Bună ziua, ok, domnurița alb, ia să vedem. Asta era cat ears, parcă așa, da, era gol, l-am luat ăsta. A, ceva pe aici, văd că am luat toate, am în două, vedeți acolo. Sunt toate luate, dar ce se întâmplă dacă luăm chestiile alea, boys. Ia să vedem, nu urcăm pe ăsta, bună ziua, alu. Nu spune că nu mai pot să folosesc. Am sperat că nu mai pot să folosesc elicopterul. Dar hai să luăm ăsta de aici, boys. Bună ziua. Da, ia domnul SNG. Așa, mulțumesc. Fă pepenii ăștia. La revedere. Pepen! Minus pepen, boys. Ok, ia-i ăștia. Merem pe elicopter. Punem înapoi acolo și să vedem ce se întâmplă dacă omorâm pe pușe dinăuntru. Sau să vedem ce se întâmplă dacă intrăm iar înăuntru, boys. Ok, arunc aici. Ia, bum. Oh, no, boys, trebuie să-l pune din jos. Nu se poate. Oh, ok, da. Shift. Yes, ok, hai să pune și celălalt, boys. Yes, ok, l-am pus și celălalt, boys. Și acum ar trebui să deschide ușa în casa mântuită. Ok, nu contează, ne-a dat luna aia, dar ia să vedem ce se întâmplă dacă reintrăm în casa mântuită. Nu se poate. Totul este normal, boys, ok. Deci nu este nimic schimbat. Trebuie să punem iară ochii ăștia. Ai de capul meu, bă, sincer, asta a fost partea mea favorită. Am uitat că se mișcă scaunul ăla, boys. Asta a fost partea mea favorită, dar după cum puteți vedea, uitați-vă acolo, avem de strâns două din alea, boys, care nu ne-au luat până acum. Deci două ne este lipsă, două alune și două outfituri. Trebuie să găsim unde să ascund hainele alea secrete, boys, așa că, doamnuriță, nu mai vreau să-l văd alb, boys, vreau să-i punem înapoi blana gri, boys, și hai să-i punem ceva costum ca să omorâm veverițoaițele bolunde. Îi punem costumul cu ochelarii ăștia. Doamnurițe, ești gata de război? Hai să dăm drumul! Ok, deschide ușa, frumos. Se deschide ciudat, boys. Luăm wet-ul, da, e ciudat, luăm wet-ul, boys. Să-l punem la dulapul care are nevoie de wet. N-are sens, dar hai să faci. Uai, am uitat că se întorc toate moimele astea după mine. Bună ziua, domnule păpuș, bună ziua. Pune ochii aici, boys, un ochi acolo. Și celălalt îl luăm de aici de sus, boys. Și după aceea o să înceapă distracția. Trebuie să omorâm toate păpușile din ăsta. Dar mai întâi, cred că se deschide basement-ul, boys. Adică subsolul, nu se poate. Subsolul bântuit din casa bântuită, boys. Acum, uitați-vă, camera secretă. Ok, hai să căutăm să vedem ce am rătat. Ai, acum bolunzesc astea, boys. Oh, nu, și trebuie să-l omorâm tate. Ok, domnuriță, pregătește de luptă, de război. Boys, da, o să pun pauză pentru că, din păcate, avem numai un shotgun. Și, după cum știți, ca să omorâm toate păpușile cu shotgun ar dura 20 de ore. Deci, mă duc să fac treaba, boys. Și, haida, la revedere, boom, boom, boom. Distrugere! Sunt efectiv niște păpuși de porțelan, boys. Deci, da, nimic prea ciudat. Dar la început când vin pe tine e puțin cam scary, boys. Deci, vedeți, nu este nimic aici. Deci trebuie să le batem ca să deblocăm altceva. Hai să le dăm catch-ul, boys! S-a deschis ușa, boys. Ok, dar hai să le omorâm toate. Hai, da, boys, să le omorâm! S-au zis ceva, boys, s-au zis ceva. Ok, am terminat, mă doare și gura cât am stat atât timpul cu fața mea de thumbnail, boys. Da, da, nu știu ce tot timpul fac fața de thumbnail, boys, dar mi se pare prea amuzant. Ok.
Da, deci aparent ne dă o alună, boys. Ia să merem să băgăm aluna pe maț. Nu se poate. Da, o dura mult, cum ați putut vedea. Deci chiar durează până omorâm pe toate alea. Dar ne dă aici o alună. Dar ceva... Uuuu, ne dă și ceva haine, boys. Bagă! Bagă în gură! Bă, mi se pare prea amuzant cum mi se umflă obrajii la domnul Riță. Așa, ia toate gloanțele astea, boys. Și pe când o să ne update jocul, o să fie foarte bine că suntem pregătiți, boys. Așa că, ia să vedem. Ce sunt? Stealth? Ce îi... Oh my god. Bă! Feveriță invizibilă! What? Nu cred! Mi se bat numai dinții! Ce-i asta? Bă, nu știam că putem să-l facem invizibil pe domnul Riță. What? Ok, dar mai avem ceva secret de găsit aici, boys. Și... s-a deschis dulapul. Ok. Oh my god, nu e nimic în el. Da, boys, s-a deschis dulapul. Cred că s-a deschis mai înainte, dar am uitat eu. Ce mai trebuie să facem aici? Asta e întrebarea, pentru că... Stai puțin, cumva mai este aici două păpuși? O, nu mai este nicio păpușă, vedeți? Dar ceva s-a schimbat. E tare ciudat. Ok, ceva trebuie să facem, boys. Vreau să văd dacă îmi dau seama singur. Dacă nu, o să mergem noi, boys, să luăm neapărat de pe YouTube, boys, da? Hai să vedem dacă trebuie să facem ceva în jos cu bebrița noastră invizibilă, boys. Ia să vedem. Nici, deci, boys. Doamna Vriță! Așa! Bine, bă, bun! Bine! Ok, acum poate lasă lumea în pace, dar... Ia să vedem, avem ceva pe aici? Ce? Am omis noi? Ok, poate luminile? Nu putem să spargem luminile, boys. Deci, sigur ati ceva sus. Hai să mergem să vedem ce se întâmplă. Sau... Poate trebuie să ieșim afară, dar n-aș vrea să ies, așa că mă duc să mă uit pe YouTube, boys. Poate pot să spar geamurile astea, nu. Hai să vedem ce se întâmplă, mă fac puțin research, boys. Am scăpat ca o viperă, boys. Revin imediat. Ok, boys, ceva insane puteți să facem, nina știut cu domnul Riță. Deci fiți atenți aici. Ok, hai să ne luăm înapoi blana noastră frumoasă de gri, boys. Unde, așa, blana noastră frumoasă gri. Fiți atenți aici. Motivul pentru care, boys, da, uneori, da, e greu să vorbești. Motivul pentru care, așa, mă, ce doar, doamne, boys. Motivul pentru care putem să lăsăm cap așa în jos cu șapca asta este, fiți atenți aici, vedeți lemnele astea. Bum, what, putem să dăm foc. Bă, nu cred. Deci putem să dăm foc la chestii cu șapca noastră favorită, boys. Da, asta mi se pare cea mai amuzantă. Să vezi o veveriță cu șapcă de zi de naștere care fuge ca bolunda. Dar asta nu ne-a dat outfit-ul, boys, și îți curios. Oare ne dă outfit-ul ăla afară dacă ești din casă? Dar hai să mă duc să fac puțin mai mult research să vedem ce se întâmplă, boys. Da, clipul ăsta e lucru total, boys. Îi doamne, nu se poate pentru domnul Rițaițăr, boys, da. Da, boys, din păcate, aparent, trebuie să facem ceva cu domnul Riță. Și, din păcate, asta înseamnă să-i dăm foc! No! Bă, fiți atenți aici, boys! Bă! Da! Bă, nu cred, avem skin de kill! Bă, nu, domnul! Deci, da, boys, aparent, veverițele sunt doar niște șobolani. Da, șobolani care au... Ce, au labe de 20 cm? No! Domnul Riță, șobolonaițăru! Ok, boys, am luat toate de aici, hai să plecăm, să scăpăm de aici! Bă, săracu-i kill, boys! No! Ok, unde mi este... Bă! Okay. Bă, unde e helicopterul, boys? What? Nu se poate, mi-or arunca copterul, boys! Nu se poate! Ok, 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 hai să sărim jos. La revedere... Îmi place cum urlă când cade domnul Riță. Bă! Suntem gay, boys! No! Ioi, ce tele are, boys! Deci, efectiv, domnul Riță, șobolonaițăr, boys, welcome! Bună ziua, mai vrei să faci poză? Cred că acum râde de mine, boys. Ia, mă, caută... Nu, fă poză, ia! Fă poză la curul gol, boys! Așa, mulțumesc! Acum, te rog frumos, ia dăm poza aici. Ia, te rog frumos, dăm poza aici, ce crezi tu? La revedere! Crezi că faci tu poze, măi, mă? Pași în coace! Fugi! Ok, ce, mă? Puteți face...
Puteți să facem... Ce să... Pot să-mi sun telefon... Deci dacă fur telefonul cuiva, pot să sun mașina mea? What? Bă! Ok, boys, deci da, e prea... Ce a fost aia? Bă, moi, mă! Nu cred că vrei să-ți vezi telefonul în apă? Tocmai îl vezi acolo, la revedere! Deci, boys, i-a furat telefonul în apa, boy! Bun, hai să ținăm înapoi elicopterul, boys, și să ne punem o blană nouă pe noi, pentru că la domnul Riță e frig, nu se poate, îi îngheață buca și coda, săracul nu are blană pe el! No! Îi chel, boys, ia că-te! Ioi, săracul! Nu stă cu ochii afară să respire când nu notă. Ok, hai să mergem aici, ne luăm elicopterul și să vedem ce se mai întâmplă în oraș, boys! Ok, am terminat cu topoganul ăsta, la revedere, dar, hopa, deci am găsit aici toate outfiturile. Vreau, deci ce vreau eu, sunt doar, platforms in the sky, ok. Mamă, trebuie să culegem neapărat toate alunele astea pentru 500. Deci aici ne trebuie 500 ca să deblocăm outfitul ăla. Ai, 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 ai. Mai este unul aici, haine, boys. Ne trebuie hainele lui domnul Riță, să le luăm, săracu. Poate ne dă ceva să purtăm, te rog. Ia să vedem ce... Bă, lasă-mă în pace, mă, domnul avion. Ok, hai să vedem aici. Bowler hat! Ce înseamnă bowler? Nu cred. Nu cred. Ok, ăsta e nou outfit-a meu favorit, boys. Deci, știu că îmi place șapca cu artifică, dar ui ce șapcă de domn stilat, țanțoș, boys. Deci nu se poate. Cum arată, cu floricica pe cap. Domnuriță, hai să mergem, bă, boy, la devedere. Asta e noua șapcă noastră permanentă, boys. Dar mai este cică un outfit care cred că e ăla, boys. Da, e ăla de acolo cu 500. Așa că altceva nu știu să fie pe aici. Hai să explorăm zona, să vedem ce mai este până pe aici, boys. Mere până sus de tot. Am fost până sus de tot din mai țin minte. Parcă nu puteam să urcăm mai sus de limita asta. Dar am uitat să menționez. Ia să vedem. Da, cred că până aici e limita, uite, boys. Urcăm puțin și aici e limita la care putem să urcăm. Nu putem să merem sus pe turn de tot. Ia, vedeți, ne lovim de un perete invizibil. Dar, bă, pe viitor, dacă vedeți, vedeți aici, e o stradă. Deci sigurat o să bage update la jocul ăsta, ceea ce de-abia aștept să jucăm update-ul ăla cu domnul Riță, Bolundu! Ceva la casa groază o să bage în spatele ei, vedeți aici? Uite că aici e perete invizibil, deci... Da, nu mai puteți face nimic acolo. Hai să venim pe aici, pe la canalul ăsta de apă, să vedem ce se întâmplă, boys, ce secrete găsim. Bună ziua. Și acolo sus trebuie să ne dăm seama dacă ne lipsește ceva. Vedeți, la Waterway am luat toate alunele. Așa că, ia să vedem, boys. Acum puteți să venim pe aici, insane chestia asta. Puteți ne plimbăm unde nu puteam să mergem pe elicopter. Băi, ok, bă, boys, îmi pare rău pentru ce am venit aici. Îmi pare, ok, îmi pare rău, dar n-am venit ce vedea aici, am luat totul. La revedere, agenții aurii, la revedere, boys, hai să plecăm de aici, bună ziua, bună ziua. Haide să mergem, domnul Riță, haide să mergem, bă, mai trageți, mă, Balloons, mă, nu mi-e rușine. Ok, boys, hai să plecăm de aici, bună ziua, la casa asta a luat tot, Mean Streets, vedeți, nu a luat toate hainele de pe Mean Streets, boys. Nu se poate, unde se ascunde o haină, nu aici. Deci pe Mean Streets, vedeți, ne lipsește o bucată de haină care cred că știu unde se ascunde, boys. Nu aici pentru că am luat-o. Bună ziua, a revenit în oraș, domnul! Mă mai ții minte? Tu, da, de la începutul clipului. Hai da, chelia jos! Chelia jos, bă, boy! Mulțumesc foarte mult, la revedere! Bună ziua! Bun, hai să vedem aici ce haine se mai ascund în zona asta, boys. Bun, aici la Cook au luat toate, dar pe Mean Streets nu le-am luat, nu am luat toate bucățele de haine. Ia să vedem, aici la skate park le-am luat, boys. La skate... trei haine secrete, vedeți? Nu le-am luat, bun. La Mean Streets cred că hainele e ăsta. Ne trebuia aici 10 alune, dar noi nu le aveam. Ia să vedem, bună ziua, 10 alune. Bagă, bagă, bagă pe maț, boys, bagă pe maț și... Ia să vedem ce îi mulțumesc, bă, boy. E un ceas. What? Un ceas? Vorbești serios? Un ceas? Na, bine, boys, na, e un ceas. Poartă, bebenița, domnurița, un ceas, boys. Na, asta a fost totul. Nu se poate, uite aici altceva, boys. Bună ziua, bună ziua.
Hai să vedem ce se întâmplă. Domnul Riță, bagă mâna. Tyler? Ce? Nu. No. No! Domnul Riță e skater! No, e oribil! Ce pare ala, boys! Ok, hai să mergem în partea asta atunci. Mulțumesc! Ce se află aici? Suntem un skater cu un ceas, da. Hai să vedem cine de aici. Eyebrows. Asta înseamnă sprâncene. Ce a... Nu. No! No! Donuriță! Opa, ce se întâmplă? No! De ce ești așa nervos? Bă, ce sprâncenață reare! What? Ok, boys. Donurița sprânceană este la datorie. Da, ăsta este noul nume lui. Numele lui de familie este domnul Riță sprânceană. Nu, domnul Albină Riță. Albină, mă? Alună Riță, mă, ce doamne vorbesc? Domnul Alună Riță sprânceană. Așa cheamă. Domnul Alună Riță sprânceană cu ultima bucată de haină. Ia să vedem. Bună ziua, Mohawk. Nu cred. Creastă, boys! Creastă! Ok, boys. Ce se întâmplă? Săracul domnul Riță are toate feluri de păr pe cap, dar n-are păr pe el. Săracul, dar încă-i chel, boys. Încă-i chel, în gheață, toate cicioarele, boys. Nu se poate. Bă, oare? Putem să intrăm aici? Nu putem să intrăm aici cu elicopterul. Era tare să putem să intrăm acolo cu elicopterul. Dar nu se poate, așa că... Da, boys, bolunzală, ia să vedem dacă putem strângem 500 de din alea. Dacă să strâng 500 de alune, cred că e imposibil, boys. Hopa, în mine să sughiți. Dar nu contează, pentru că avem piesa de rezistență finală, boys, da. Piesa de rezistență este... boys, vreau să vă arăt asta aici, așa, ce se întâmplă la locul de... baștină a cowboilor. Asta e zona cowboilor. Mai țineți minte, ia că-l pe domnul Pecos. Asta e domnul Pecos cu mustață lungă, cu cea mai mare șapcă din lume. Bună ziua, domnul Pecos. Da, pentru secretul ăsta trebuie să facem rost de o grenadă, boys. Dar nu vreau să intru acolo în magazin, pentru că o să înceapă boss fight-ul, boys, cu toți agenții ăia. Așa că mă duc aici, pentru că se ascund niște efectiv. Ioi! Cum ar fi să tundem o femeie cheală, boys? Ia! Da, mi-a venit ideea asta random. Mă scuzați, doamna. Doamna! Mă scuzați, doamna! No! Ce fame! Bună ziua! La revedere! Mă scuzați, da, am tuns și bărbați, tuns și femei. Domnuriță frizerul, da, nu se poate. Da, chiar, mă! Domnuriță frizerul, boys! Nu se poate! Vă așteaptă la frizeria lui. Știe doar să tundă chel. Da, boys, eu cred că e de ajuns pentru o veveriță, adică să fim serioși. Ce vreți acum? Să vă tundă cu fade? Să vă facă bucle? Da, vă tunde chei, boys. Vă aștept la frizăria lui domnul Riță. Dar... Îți bine, boys? Îți curios dacă ne schimbăm pielea și ne punem aici așa. Nu, nu putem să ne punem albino. Stai așa că e doar pielea, dar e... Am vrut să pun pielea de albino, să fim o veveriță albă cheală, dar nu putem, boys. Dar ce facem noi aici, Oh, nu. Nu spune că trebuie să... Cum mai urc eu acum la ăla? Nu contează, boys? Bună ziua, doamna Budă! Haideți, vă aștept înăuntru! Aparent, dacă aruncăm ceva bombă înăuntru în Budă asta, ceva se întâmplă, boys, așa că hai să vedem. Bum! Da! Boys! Ține-te, pușcă, Budă! Boys, cu tremur! Ce se întâmplă? Ok, o ieșit? Ce e ăla, boys? Nu. No! Ce e asta? Asta că nu-i caca, e ulei. Bă, agentul ăsta efectiv nu-i pasă. Ce vrei, mă, balund? Nu-ți pasă de mine? Ia, mă, ce face, mă, de din cur, mă? V-ați văzut? Ia, mă, cum dansează. Ce, mă, ce, mă? Ia ce să-l daie. Ia ce da din bucă. Ce-ți cu schemele alea, mă, voi? Hai, da, gâtul jos, la revedere. Mulțumesc, i-a rupt grumazul. Mulțumesc, baboiu. La revedere, ia să vedem ce se întâmplă dacă merem în oloi și... Veveriță neagră, boys! Veveriță neagră, uai!
ulei, ne-au pictat uleiul, boys. Nu se poate. Da, domnul... Ce vrea? Domnișoare, unde vă pleca părul? Ați venit la frizeria domnului Riță, eh? Mulțumesc foarte mult, mă bucur că vă place. Ok, cum ajungem noi acum la elicopterul ăla? Asta e întrebarea. Da, hai să vedem dacă îl pușcăm. Da, dacă îl pușcăm. Ia mă, hai mă, dă-mi aici. Dă-mi toate alunele, nu se poate așa ceva. Că moi mă, dă-mi alunele, mă, ești bolundă, mă, moi mă. Ok, nu se face. Tu moi mă, dă-mi alunele, tu moi mă. Opa, se pare că tu ai nevoie de o tunsoare, domnișorul. Pentru că mi se pare că sunteți pe marginea părului, boys. Pe ce și vorbesc, boys, nu contează. Hai să-i dăm o tunsoare la băboi. Ai nevoie de tunsoare, prietenașul nostru, boys. Și da, bă, boys, cam asta fost secretele pentru astăzi. Dacă mai vreți episoade cu mai multe secrete și chestii care puteți să le facem cu domnul Riță, spuneți-mi în comentarii că mai vreți un ultim episod. Și data viitoare când o să jucăm este când jocul va primi update. Pentru că am cam făcut aproape tot ce se poate face în jocul ăsta, boys. Dar poate mai găsim să facem ceva într-un clip. Așa că, boys, ne vedem data viitoare. Ăsta a fost domnul Riță, aventurile domnului Riță. Stați așa, boys, să-l punem și noi cu treabă. Nu chel, nu cu rugol. Îl punem cu hainele noastre favorite, boys. Iacă-tă, cu șefculița lui de domnișor. Iacă-tă-l pe domnul Riță, boys. Nu se poate. Bă, a fost până acum una dintre cele mai faine aventuri și unul dintre cele mai faine jocuri care l-am jucat vreodată, boys, aici pe canal cu voi, boys. Așa că eu vă salut, domnul Riță face cu mâna. Dacă mai vreți episoade cu domnul Riță, îmi spuneți în comentarii și ne vedem data viitoare în fiecare zi. Pa, pa, domnul Riță! Și pa, pa, boys, zi bună! Boom! Zi bună, boys!